Andy, bună ziua. Săruna, taxi, da? Da, da. Doamnă, sunt de la Medicina Muncii, de pe lângă Direcția de Sănătate Publică. Există un amendament care va intra din 17 noiembrie pentru toți taximetriștii autorizați. Așa. În acest sens, avem un comunicat pentru dumneavoastră. Spuneți. Începând din 17 noiembrie... 17 noiembrie... Toți taximetriștii sunt obligați să aibă următoarele dotări. Spray pentru întârzierea ejaculării. Așa. Stimulatoare punctul G. Stimulatoare punctul G sau J? G, doamnă. G de la Gheorghe. Vorba aia, sunteți femeie și n-ați auzit de punctul G. Nu. Stimulatoare punctul G, da. Seturi vibratoare, da. Dildouri duble, dildouri, da. Duble, da. Bile anale, bile anale, da, pentru eșapament. Și mai există bikini comestibil. Bikini comestibil. Comestibil. Spray pentru întârzierea ejaculării, stimulatorii punctul G, set vibratoare, dildouri duble cu două capete, dildo balaur, adică vibrator cu două capete. Așa, bikini comestibil. Bikini comestibil, am înțeles. Cum am putea să-i anunțăm pe colegi foarte rapid? Pentru că intră controlele astea și înainte. Vin la deci începând de pe 17 noiembrie. Da, dar... Să aibă mașinile dotate cu așa ceva. Ce... Sunt amenzi usturătoare. Deci cine nu are așa ceva, amendă... Amendă la... și se pierde autorizația. Nu-i puteți anunța acum prin stație? Și îi așteptăm pe toți la noi. Dați-mi adresa. Pot veni până în ora... Cât e ceasul acum? 1. Până la ora 8, noi suntem aici. Deci stăm peste program 2 ore. Tot ce mi-ați spus, oferiți dumneavoastră? Gratuit, pentru că ne amendează și pe noi. Dați-le un pic prin stație acum. Anunțați-i ca să știe, să vedem dacă stăm până la ora 8 sau nu stăm până la ora 8. Haideți că rămân în telefon. Momentan nu pot. De ce? Nu am curent. Nu puteți prelua comenzi? Momentan nu. Ai de capul meu. Câteva minute doar. Îmi dați și un număr de telefon, vă rog. 688. Cu ce în față? Cu 0260. Cu prefixul Craiovei. Telecom sau RDS? Rom Telefon. Adică 0251. Da. Și am vorbit cu domnul? Daniel Buzdugan. Daniel Buzdugan. De la Radio Zoo. De la Radio Zoo. A fost o farsă. Pentru ce? 222. Da. 166. Deci stația merge. Nu v-ați supărat? Nu m-am supărat. Bine, salutări tuturor taximetriștilor din Craiova. Am un anunț pentru toți colegii din traseu. Radio Zoo vă trimite multe salutări. Radio Zoo vă trimite multe salutări prin domnul Daniel Buzdugan. Ce a zis? Că da, adică Radio Sud. Zoo. Nu Radio Sud, Radio Zoo, Zoie și Udrea. Întreabă pe ce frecvență e. Numai puțin pe domnul Daniel Buzdugan, îl am în telefon. Intru pe 25,9. Cât? 25,9? 95. 95,9? Să audă mâine o farsă frumoasă. Da. Ziceți-le. Frecvența 95,9. Și vă roagă domnul Daniel Buzdugan să ascultați farsa de mâine. O zi bună!